începe Breaking News, doamnelor și domnilor. Eu sunt Ana Bârcă și vă invit să urmăriți subiectele zilei. Certificatul de naștere original al marelui sculptor Constantin Brâncuș a fost prezentat pentru prima dată publicului în cadrul unei expoziții care a avut loc joi 16 martie la Universitatea Constantin Brâncuș, când se împlinesc 66 de ani de la moartea sculptorului. Acesta se află la Arhivele Naționale. Campionul național de lupte, gorjanu Alexandru Beșliu, sportiv cu dublă legitimare, CSM Târgu Jiu, CSM Pandurii, a fost convocat la lotul național al României pentru campionatul european de seniori U23, care se desfășoară la București. Alexandru va reprezenta România la categoria 92 kg. Încă o demisie a fost înregistrată la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Gabriela Mladin, jurnalist care lucra la teatru ca impresar, a demisionat miercuri 15 martie, în urma unui conflict cu noul director Marian Ghițulescu. Contractul a fost încheiat până la urmă prin acordul părților, astfel că demisia a intrat în vigoare imediat. Este a treia demisie de la Teatru Dramatic Elvira Godeanu, de la venirea noului manager, adică de la 1 februarie 2023. Singurul olar ce vinde obiecte de lut, făurite de mâinile sale în piața centrală din Târgu Jiu, a fost alungat de ploaie, renunțând să-și mai expună marfa. După ce au fost scoși de sub cupola modernă a pieței și mutați cu taraba sub cerul liber, Ion Rătezanu și soția lui se gândesc să renunțe de tot. Autoritățile din Târgu Jiu au decis că este nevoie ca una din zonele cu depozitări necontrolate de deșeuri să fie monitorizată video. Este vorba de cartierul Narciselor și zona Pandurașul. Aici sunt câteva zone unde localnicii aruncă deșeuri de diferite categorii. Este vorba de haine vechi, resturi din gospodărie, moloz și altele. Și acum sunt primite cereri din partea unor cetățeni din municipiu care solicită evaluarea locuințelor afectate de seismele din ultima lună. În cele mai multe cazuri, este vorba de persoane care nu s-au aflat în localitate în ultimele săptămâni. Astfel, la sosirea la domiciliu sau la casele pe care le dețin în municipiu, unii cetățeni au constatat cu întârziere efectele seismelor. Este vorba de fisuri în pereți și alte tipuri de pagube. S-a stabilit deja că două grupuri energetice de la Complexul Energetic Oltenia mai au activitate doar până la 1 iunie. Este vorba de grupul energetic numărul 3 de la Termocentrala Rovinari și grupul energetic numărul 7 de la Termocentrala Turceni. Implicit însă, de la 1 iunie a trebuit să-și înceteze activitatea și să intre în conservare și 3 subunități miniere conexe celor două grupuri energetice. Sindicatele întreabă ce se întâmplă cu angajații. Aerodromul Barza Târgu Jiu, în parteneriat cu Aeroclubul României, Forțele Aeriene Române, Primăria Târgu Jiu, Prefectura Gorj și Consiliul Județean Gorj, organizează cel mai mare eveniment al anului, Air Show Barza, în data de 29 aprilie 2023. Evenimentul va aduce la Târgu Jiu invitați de seamă ai acrobației române. Acestea au fost informațiile de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire și luni. Weekend plăcut!